Patru studenții Academiei Naționale de Poliție Alexandru Ioan Huza vor învăța meserie de la jandarmii mehedințeni. Timp de o lună, ei își vor desfășura stagiul de practică în cadrul Inspectoratului Județean. Sediul Inspectoratului Județean de Jandarmi s-au prezentat un număr de patru studenți ai Academiei de Poliție Alexandru Ioan Huza, care vor desfășura stagiul de pregătire timp de o lună. În această perioadă, ei vor desfășura activități pe linia de față și protecție instituțională, precum și de ordine și siguranță publică. Obiectivul stagiului de practică este de a forma deprinderea pe linia pregătirii. După un scurt program de acomodare cu misiunile și specialitățile, acestea vor fi repartizați pentru a participa la toată gama de misiuni din care este antrenată unitatea, respectiv bază și protecție instituțională, dar și ordine și siguranță. Cei patru elevi vor participa după perioada de acomodare la misiunile pe care jandarmii mehedințeni le desfășoară. Mă aflu în anul 3 de studii la Academia de Poliție Alexandru Ioan Huza din București. M-am prezentat în vederea susținerii stagiului de practică. Stagiul de practică cu numărul 4 în cadrul acestui inspectorat județean de jandarmi, în cadrul căruia voi efectua activități pe linia ordinei și siguranței publice și urmăresc să-mi îndeplinesc cu succes atribuțiile de serviciu. O să desfășor misiuni alături de colegii jandarmi pe linia pază și protecție instituționale la obiectivele din oraș. O să încerc să fiu cât mai operativ, să pun în practică noțiunile teoretice dobândite în cadrul Academiei de Poliție. O să încerc să-mi perfecționez deprinderile practice, să învăț anumite particularități ale misiunilor. Sunt în primul an de studii și acum, după primul semestru, voi începe primul stagiu de practică în cadrul Inspectoratului Județean Jandarmi Mehedinți. Sunt bucuros că mă aflu în acest loc, deoarece de mic mi-am dorit să urmez o carieră militară. De la primul meu stagiu de practică aș dori să asimilez cât mai multe cunoștințe, să văd în ce costă munca operativă, de a asimila și de a îmbina cunoștințele teoretice pe care le-am dobândit până acum în cursurile Academiei de Poliție. În urma acestui stagiu, elevii trebuie să demonstreze că au asimilat munca pe care urmează să o facă după ce vor absolvi școala de subofițeri. În acest sens, elevii vor fi evaluați cu privire la întreaga activitate desfășurată împreună cu jandarmii mehedințeni.